Legos, da, Blyhorn. De adevărat, de fapt, suntem în fața cabanei și bem un vin. Mai avem puțin până pe vârf. Păi, cum e, cum pot m-am uitat la mine? Era pe Brighton. Și în față se vede. Zile Mihai, ce se vede? Radu Bogdan. Stai cum o. Alo! Brighton, Brighton, salut la București. Brighton. Zile Mihai. Și vorbește la telefon. Alo! Mare de mai. Alo! Alo! Coborârea. Se vede un ieri care urca. Da, e frumos, se vede tot. Kleine Matterhorn. Bine, hai că mai vorbim. Pe vârf de Blyhorn. Pe fundal se vede Mont Blanc. Tequinul a doi piole. Acum da muroat. Zi două cuvinte. Yeah! Asta a fost un ultim. Al doilea? Vai, torni! Vai, era clar. Frate! Hai să cunătăm jos de aici. Băi, ne dă bani cineva, mă, pentru asta? Ce mult să trecem acolo sau... Da, se poate, m-am lucrat aici. Ce-i pe acum? E, dar acum... Ia zile tu, Mihai! Hai, zile! Așa. Vezi că se filmează în continuare aici? Da. Vai, soi! Nu e trucaj, mâna lui aici, e pe piatra de unde pornește crucea, da? Mont Blanc. Mai pune o dată mâna, mai pune o dată mâna, se vadă. Da? Se vede. Crucea și pioletul meu, acolo. Mont Blanc, uitare. Mont Blanc, Grand Compin. Ăla, las că nu uităm pe hartă și vedem după aia. Cum se cheamă, dar se vede Matterhorn foarte frumos. Denderen. Care e Denderen? Ăsta de aici, de lângă Matterhorn. Așa. Matterhorn, fața nordică. Kleine Matterhorn, Blyhorn. Și Monterosa. Ciporus, Lisca, Monterosa și Dom Citeș. Și asta e muchia pe care am dat cum o cobor. Se pare că suntem ultimii din gașca care a plecat astăzi. Au fost cei mai lent. Am plecat cel mai târziu. Ultimii și astăzi de fost și ori. Să sperăm că ajungem până la zona cu pietriș. Da, mai vedem.
oricum e magnific.